Salut! Haideți să vă arăt ce am shoppinguit vineri seara. Da, bun. Să începem cu scrumbia. Scrumbia a costat 1,69 €. Îmi place. Ah, nu, ăsta e ficatul. Ficatul de vită. Da, 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 ficat de vită. Ăsta este 1,69 €. Roșii a ajuns 5 euro, aproape kilo de roșii. Pelimieni moldovenești. Zbunitare, fierte așa, cu un pic de unt. Eu le pun unte, deasupra și atât. Castraveți. În seara asta facem salată de roșii, castraveți, cu ardei, cu totul, pentru cartofi prăjiți și cu ochi. Asta avem în mereu în seara asta. Pangasius, pești fără oase. Ștefan nu mănâncă pești cu oase, așa că am luat pangasius. Aici e scrumbia. Scrumbia a costat 1,84 €. E bună? Fac salată cu ceapă, cu... bun de tot. Mozzarella pentru agapi. Da, o ceafă, că facem gyros duminică și ne trebuie cărniță, ceafă. Chiar dacă se face cu pui sau cu vită, noi facem... Am luat macro pentru mâine. Sâmbătă ai de pește, chiar dacă e post, mâncăm pește. Lămâi pentru macro. Ce am mai luat? Ah, din astea, mi-am luat plicuri cu noodles, supă miso. Iar din astea cu calamari, cu aromă de calamari și cu aromă de tot de calamari. Da. Brânză camembert, din asta pane, mai am un pachet, tot pentru seara asta, cu cartofi, cu ochiuri, cu... Mi-am luat un ceai, Earl Grey, 1,79 € sau aproape 2 euro a costat asta. Condimente, mi-am mai luat românești, foi de dafin, cimbru, două de cimbru, susan pentru șnițele sau pentru mâncare chinezească așa de decor. Și am mai luat șuncă, soțul meu e cu șunca, ador șunca și îi place cu ceapă, și șunculița de pe mine, tot la fel îi place. Ardei gras, ce am mai luat? Două baghete, că ne place baghetele, ne place aici, și beri Corona. Astăzi, cumpărăturile pe astăzi, asta a costat 70 de euro, ce vedeți aici, 70, și o pungă de cartofi, și o pungă de cartofi am luat. Da, asta fix tras linii, 70 de euro. Bun, să mă apuc acum de cină, mai vorbim mai pe seară. Spuneți voi cine mai mănâncă supă la plic din asta cu... Eu am luat cu miso, am luat ceva chinezesc, dar asta e cu un creveț care e în pachet, dar eu am pus, am luat supă miso cu noodles. Cine mai mâncă? E plină de chimicale. Bă, dar e bună. Cel puțin aia din România, de la Lidl, era 1,10 € când am plecat eu. Bună tare. Mâncam din când în când, că îmi place. Nu-i sănătoasă, nu recomand, dar recomand că e bună. Și ce? Secretul cu sotusul ăla. O salată de roșii, o salată grecească, salată de roșii, castraveți, ardei, avocado, oregano, busuioc, și feta. Dar acum facem cartofii prăjiți și ouășoarele și vă prezint mai încolo tot meniul de vineri seara. Prin seara asta avem o cloșcă de ou, cartofi prăjiți, brânză, cum se cheamă astea? Brânză pane și salată de roșii. Bine, salată grecească. Cam asta se servește în seara asta la noi. Să vedeți ce mi-am făcut eu în dimineața asta. Siliotcă, cum spun moldovenii, mi-am făcut salată de scrumbie. Scrumbia e tare bună acum, în perioada asta, că e grăsuță, așa. Ea s-a învelit pentru iarnă și e bună. Și am pus ardei, măslini, ceapă verde, ulei de măslini și cam atâta, da? Da. Câteodată mai pun morcov, depinde de toane, dar acum am vrut doar ardei roșu, măslini și ceapă. O mai acresc un pic de lămâie dacă simt nevoia, să mai pun și oțet, dar mie nu-mi place cu oțet, îmi place așa, simplu, gustul ei de siliotcă, de scrumbie, să am poftă, am apă în gură, ce bun e. De sâmbătă seara, saramură de macrou, mămăliga de rigoare, macrou prăjit,
cod de Alaska prăjit, aripi perci îmbrupi el și cartofi făcuți cu rozmarin. De întâi fierți, după aia prăjiți și cu rozmarin. E plăcerea lui Ștefan. Și noi saramură și pește. Macrou proaspăt am luat. Are alt aromă, alt gust, altă, nici nu miroase în casă, ca după macrou. Da, să avem poftă. Sâmbătă seara e despre pește. Mergem într-o plimbare, să mergem la o grotă unde este o copie a Fecioarei Maria din Lourdes. Știți minunea cu Fecioara Maria descoperită, care l-a apărut unor copii? Ei, noi mergem acum la... În Germania sunt multe grote, Mariengrot. Mergem să vedem și noi ce este pe acolo, dar e un sat cu vechi pe aici, cu niște străzi înguste. Până aici am mers printre vii. Kilometri, zeci de kilometri printre vii. Și foarte multe restaurante, wine good glass, pahar cu vin bun. Dar tot era închis, ne oprim și noi poate la un wine good glass. Dar întâi să ajungem unde ne-am propus. Cred că e pe undeva prin pădure, pe acolo, pe munte. Și că am de mers și pe jos. Să merg pe jos. Păi dacă știam că trebuia să merg pe jos. Asta e alt sătuc. Asta sătuce aici. Sătuce. Face semnul ăla să ia să dea în spate, ăla nu se uită. Ce zice? Las wine. Unde pot să bei un pahar de vin. Și am oprit într-o parcare care este la vreo 100 de metri, deci ceea ce căutăm și pentru ce am venit. Nu știu ce înseamnă asta. Probabil izvorul și cine l-a făcut. E un izvor de băut apă din 1863, curge aici. Da, să mergem. Aici e o parcare amenajată foarte frumos pentru... De la magazin, la supermarket, facem o economie. Cred că dacă e apă, e izvor de băut. Da, și aici totul e între vii. Tot, peste tot sunt vii. Lumea se plimbă printre vii, prin păduri, fac drumeții. Sunt altfel față de la noi, mai sportivi, mai mișcăreți. Peste tot văd statui, plăci și tot felul de chestii. Regiune de concediu. Natural Park. Am translatorul cu mine, cât de cât. Da, să mergem peste tot, să indicatoare, unde vrei să te duci, să te plimbi printre vii, să te duci la, să bei vin. Noi mergem la grota Mariengrot. Să mergem, să-i dăm drumul. Încolo? Mergem încolo, la Mariengrot. Da, cum am spus, peste tot sunt indicatoare. Da. Aerul e foarte curat, e frumos. Cred că mai târziu, peste o lună, e și mai frumos pe aici, verde. Da. Vii, peste tot vii. Știi cum spuneau dacii? Apeducte nu, vii. Să fie vin. Ăștia au făcut și apeducte și vii. Cate rândurile cu vii, aici este wrestling. Wrestling, ia să vedem dincolo. Ce fel stăiați. Ce fel e tăiată via, cum intensă. Respect foarte mult agricultura. Ia să vedem aici. Tot wrestling. Să aud păsărelele. Ia. Plin de păsărele este aici. Și cântă. Ia.
Se aud. Superb. America Express continuă. Urcăm pe munte să ajungem la Maica Domnului. Greu la deal. Vine ca lumea prin păduri, prin drum. Eu am urcat munte. Pădurea. Câte frumusețe. Venim și când se înverzește. Că-i prea frumos. Dacă ne luam după indicatoare, era ok. Sunt indicatoare, sunt trasee prin pădure. Dar noi nu și nu. Am mers pe unde am vrut noi. Cam asta. Dar-i frumos. O merita drumul. Ne ajută Maica Domnului. Au zis că arată super. Trebuie să dau și eu așa un pic un colț ca să văd. Ia să vedem. Poftim? Ce să fie? Da. Brândușe. Ghiocei și narcise. Ia să vedem la Maica Domnului. Da. Ce frumos e. Mulțumesc că-s doamne că am ajuns aici. Îmi doream. Da, n-am luat și noi o lumânare să aprindem. Ia uitați cât e de frumos, aici sunt ghiocei. Și aici sunt lumânări aprinse. Da, n-am luat și noi o lumânare să aprindem. Ia uitați cât e de frumos, aici sunt ghiocei. Și aici sunt lumânări aprinse. Aici s-a prins lumânările. Peste tot sunt tufii de ghiocei, cu ghiocei. Oh, cât e de frumos. E așa un colț de rai. Nu-i apă de băut. Ia. Uite îngeraș printre pietre. Mulțumesc, Nelu. Întotdeauna găsești lucruri superbe, frumoase. Unde să mă duci? Ia uitați, aici am vrut să ajung. Opa. Maica Domnului apăr nici nu-i păzește. Ia uitați cât e de frumos. E așa păstrat totul natural. Și pusă statuia la Maica Domnului. Să o ating. Sunt ghiocei crescuți în pădure. Așa, de capul lor. Ia uite. Peste tot, peste tot. Da. Oh, ce poieniță acolo cu ghiocei. Da. Și la vale. Cât am ocolit noi pe acolo.
mulți kilometri. Ne-am făcut pașii de astăzi, 10.000 de pași. Și parcarea e jos. Ce faci, mami? Mâncarea nu-i bună, conul-i bun? Da? Lasă bără și farfuria cu totul. Hai să mergem. Hai, Agapi, hai! Icoana cu statuie, de fapt, e cu Iisus Hristos răstignit prin pădure. Tot mergem pe drum, scoborăm parcare. Sunt tot felul de trasee montane, ne întâlnim cu oameni, cu bețe, care urcă pe munte, prin pădure, meier 15 minute. Mi-a mai revenit și am tras-o la deal. Stă-s ziduri de susținere. Poftim? Ciușmea lui Iohan. Da? Și aici este ciușmea? Și Ghiua, ce e în spatele tău? Dar peste tot sunt, da. Da. Iohannes Brunen. Nu se bea apă, nu? Sau ce să... Nu se bea, nu-i potabilă? Ce ocei? Câte trasee, fii atent și câte locuri, vezi? Sunt și terase în păduri, restaurante. La 4,8 cea mai depărtată locație, cabană. 6 km Brulweiler. Ai acolo și poate dormi. Ai, ce drăguț! Bate clopotul din sat. Probabil ora 5, nu? Sau 6, cât o fi? 6, cred. Păi da, dar nu pot să văd în timp ce filmez. Cinci și 20, dar atunci pentru ce bate? La 5 și 20? Să nu vină apa sau zăpada topită pe pivii de pe munte sau ce-o fi ăsta deal. Sunt făcute din loc în loc scurgeri din astea. Și se duc la vale în scurgerile mari. Foarte bine gândit. Ia uitați ce felici. Peste tot, prin toate vile astea, din loc în loc, sunt bănci. Unde stai, te odihnești, te relaxezi. Acum este mai puțină lume, a început lumea să retragă. Și acum bat clopotele după atâta timp. Se odihnește lumea, se relaxează. Și de luni o nouă săptămână. Mi-a plăcut plimbarea de astăzi maxim. De fapt, orice plimbare prin zona asta mi-a plăcut. E un alt soi de vin. Și uitați, are... Unde e? Deci un alt soi de vin și are de citit cu codul QR. Doamne. Are cod QR via asta. Unele soiuri sunt puse vițele în sus, legate. Unele pe lungime. Uite, astea au irigile. Da, da, da. Sistem de irigare. Astea, de pe partea asta la altă, sunt puse vițele orizontal. Să se dezvolte pe orizontală. Fiecare cu soiul lui. Da, uite cât e de interesant ce fel sunt vițele alea. Asta e pus în nou, are sistem de irigare, nu? Da. Ai vie nouă și, da, da, da. Are școalerii noi tot. Soi nou, vezi? Da. Are sistem de irigare la fiecare. Alergă Agapi fericită de nu mai poate. Da. Păi e alergătură, îi trebuie. Ia uite-te. N-are nicio treabă, ea nu obosește. Ce mamă acolo? Ce mămică acolo? Ubita lui mamă, ubită. Deci localitatea asta unde am stat noi e Vaiher. Da. Am făcut o mișcare. Oh, oh, oh. Acolo am fost, sus.
sus, 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 la munte sus. Uha! Deci din Vaihăr ne ducem în Modenbașatal. Băi, le-am cu nemțească mamă. Landwirt, Schaflinger, Werker, Frei. Ce nemțoaică sunt! Satul Weichler. Cum era? Weiher. 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 Meier asta ce-o fi, că peste tot are înscris Meier. Weiher. Încet. Cam așa străzile pacii. Pe aici, cam așa sunt străzile. Când a făcut satul ăsta, ei n-aveau mașini. Da, au căruță să cu cal. Am ajuns din nou acasă, am o sete, noi ne-am mai dus nicăieri, peste tot închis duminica seara, să bei un șpriț, să bei ceva, n-ai unde, duminica este închis, lumea se pregătește, vă arăt panseluțele din fața casei noastre, casei unde locuim. Palmierii i-au pus la loc, de-abia i-au scos prin noiembrie, acum i-au pus în primăvară la loc.